Bărbații tineri care vând droguri la capcană sunt trimiși la instanță capcană morți din cauza unei supradoze. Este unul dintre adolescenții care au închiriat revelionul și au distrus o comaceta. Procurorii DIICOT au trimis doi acuzați că au acuzat traficul de droguri, ceea ce a dus la moartea victimelor și a vehiculelor de conducere fără permis și sub influența substanțelor psihoactive, potrivit declarației lui DIICOT, care a fost consolidată de Curtea Bucurească. Unul dintre ei, Florin Georgescu, a fost acuzat că a vândut oxicodonă la capcana lui Mărgizeu, unul dintre tinerii care au închiriat o noapte de anul nou și au distrus. La 11.02.2022, unul dintre inculpați a fost vândut la 18 tablete oxicodonă, medicamente cu risc ridicat. După consumul acestei tablete, victima a fost transportată la 12.02.2022 la Spitalul Floreasca, în stare gravă, înșelător la 28.02.2022. Determinat ca un consum de opiace, arătând procurorului despre inculpatul Florin Georgescu care va vinde oxicodonă către Mărgizeu. Al doilea inculpat, Gabriel Iordache, a fost acuzat că a condus fără permis. În ceea ce privește cel de al doilea inculpat, care a fost trimis la curte într-o stare de libertate, a fost reținut că a condus la 26.03.2019 în Municipalitatea Bucureștii, o mașină temporară sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, la 06.04.2021 a condus o mașină în București, în timp ce suspenda punerea în aplicare a drepturilor de a conduce și a fi sub influența substanțelor psihoactive, a spus DIICOT. Traper Mărgizeu este minor. El a postat o fotografie pe Instagram în timp ce flutura o grămadă de bani. Este prieten cu cântărețul capcanei Alberto Grasu, un tânăr cu 250.000 de adepți pe Instagram și milioane de apariții pe YouTube. În Revelion, tinerii de la tineri închiriază o vilă și o distrug. Cu o oră și jumătate înainte de miezul nopții, tinerii păreau liniștiți. Camera de supraveghere îi a surprins în timp ce stăteau pe canapea, în poveste. Primul semn că există ceva neregulat este atunci când unul dintre ei a emis macro și a început să fie unt periculos. Câteva minute mai târziu, ceilalți au distrus camera video. Apoi să au rupt. Vedeți detaliile video aici. Citește-ți-o.